Miercuri, procurorii de ICOT împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 34 de percheziții domiciliare în județele Brăila, Galați și Dâmbovița și într-o localitate din Germania, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, grupare ce era coordonată de un nucleu constituit pe raza municipiului Brăila și a cărei activitate infracțională se consuma în state ale Uniunii Europene. În primăvara anului 2012, cinci bărbați au constituit un grup infracțional organizat specializat în obținerea de foloase patrimoniale din exploatarea sexuală a mai multor tinere pe teritoriile mai multor state europene. La acest grup infracțional organizat au aderat în cursul anului 2013 și alte persoane. Membrii au urmărit racolarea, transportul, cazarea și exploatarea unor victime într-un interval cât mai mic de timp, fapt care le-a asigurat rapid obținerea unor importante venituri materiale. În urma probelor administrate s-a stabilit faptul că liderul grupului coordona activitățile externe de trafic de persoane, proxenetism, asigurând protecția membrilor grupului, dându-le informații referitoare la locurile în care pot fi obținute sume importante de bani și la modul în care trebuia să le determine pe tinere să se prostitueze, primind în mod direct sau prin intermediul altor persoane o parte din banii obținuți de persoanele pe care le coordona sau cărora le asigura protecția. Tinerele racolate și exploatate sexual proveneau cu precădere din medii sociale sărace, din familii dezorganizate, fără venituri importante. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost puse în aplicare 110 mandate de aducere și vor fi luate măsuri asiguratorii asupra unor imobile, sume de bani, autovehicule, mijloace de transport pe apă, conturi și alte bunuri de valoare. Acțiunea s-a efectuat cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Galați, București, Călărași, Ialomița, Buzău și Dâmbovița. Polițiștii de investigații criminale ai IPJ Brăila, luptătorii Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi.